Salutare lume, bine ați venit, eu sunt Ghostman și de astăzi vom face un un fel de mod, să zicem așa, cu engine-ul de la Quick Tray. Astăzi avem în față Dragon Ball Battle of ZQ2 Lite. Este un mod online. Deci e un mod online pentru a juca. Este versiunea alfa sau cred că e un prima versiune 1.0, ceva de gen. O să creăm o mapă. O să selectăm, uite, mapa asta. Da, selectăm mapa asta. Pentru că avem doar un singur tip de joc. Power level maximum, o să punem 99. No limit, no dedicate server pentru că o să folosesc din internet. Vreau ca să vă prezint așa cam câteva personaje, ce puteți să faceți în acest joc mirific și, mă rog, ăsta e un joc creat pentru fanii Dragon Balls din partea unor amatori, pur și simplu oameni care s-au chinuit să facă realizarea acestui mod, care este extrem de fain. Are o tentativă foarte ușoară spre RPG. Are o tentativă. Deci, wow! Vă imaginați că aceste mape sunt cam aproape exacte. Ce avem aceste piulițe aici sau cerculețe ovale, ce sunt ele? Ei bine, imaginați-vă că astea sunt skillurile voastre teoretic de de luptă, cum ar veni. Aici putem doar să tragem, nu putem să dăm cu pumnul sau cu altceva, sau probabil putem să dăm cu pumnul, dar nu știu sigur cum se dă. Nu putem să setăm boți. Deocamdată acest joc în versiunea asta nu vine cu boți. Gen, să introduci un bot cu care să te lupți oficial cu el. Ăsta merge doar online sau în gen single player, cum e ăsta. Ăsta e un single player. Se efectuează umbrele exact, deci după bătaia soarelui exact cum trebuie. Haideți să vă arăt așa câteva skill-uri din el. Ok. Nu, văd că durează ceva până când ajunge. Așa, Kamehameha. Ok. Deja l-a făcut praf. Pe când ne lăsăm în jos? Bine, trebuie să aveți cursorul în jos, că așa... Uitați așa. Așa, bun. Vedem piatra asta. Efectiv îmi place jocul ăsta. Deci îmi place la modul ăla nesimțit. Și acum hai să ne ridicăm în sus. Pentru că Lord Frieza este acolo, în acea gaură, să zicem doar. Deși știu, este aproape pe moarte Frieza și trebuie să-l eliminăm pe Frieza. Așa că voi folosi un Spirit Bomb. Așa că toată lumea mâinile sus. Hai că să adunăm cât se poate de multă energie. Așa, exact cum zice Goku. Bine. Așa, mai multă. Haideți și voi, abonaților, ce sunteți. Ăia 300 care sunteți, mă. Haida. Mai cu putere. Se poate. Hai și tu, momoilă. Fă și tu ceva. Detectivul Gică, tăți. Faceți ceva. Haida.
Și kabum! Cum putem zice că Freeza a fost omorât? Să zicem. Amintiți-vă că câmpul ăsta de energie afectează doar persoanele negative. Spirit Bombo nu este întotdeauna o chestie eficientă asupra Freeza spre Curlin, spre de exemplu, sau la fel ca e aceeași teorie ca la Flying Nimbus. Pentru că Flying Nimbus folosește teoretic energia pozitivă a omului. Dacă are inima pură, se poate să conducă acest norișor spectru. Ei bine, haide să ne transformăm. Uite, deja ne-a aruncat în Super Saiyan 3. Nu vrem un Super Saiyan 3, vrem un... Nu dau seama asta. Aha, e Super Saiyan 2. Și Super Saiyan. Asta este Super Saiyan, oameni buni. N-avem Spirit Bomb. Mamă, cum ar fi fost dacă era Spirit Bomb? O să folosim target această porcărie ce e. Donald Ring! Așa, hai următoarea. Poc! Nici chiar nu. Super Saiyan 2. Aici mai diferă foarte, foarte, foarte puțin. Nu mult. Donald Ringu, după cum vedeți, este mult mai strălucitor. Iar Kamehame. Este și ăsta cât se poate de strălucitor. Oh! Oh, nu cred. Da, tot ce... Ok? Se pare că a atins o proprietate din exterior. Tot ce trece de orizontul ăsta nu se mai pune energia, pur și simplu nu se mai pune. Iar acum, Final Form. Super Saiyan 3. Aici avem mai multe caractere, cum ar veni. Au skill-uri diferite, tot mai multe chestii. O să dăm uite fix în gaura aia. Așa. Kamehameu. Wow. Da, și astea nu sunt foarte diferite. Toate sunt cam la fel. Ei bine, cum selectăm noi un caracter anume? Foarte simplu. Păi dăm noi aici la player și avem aici mai multe la pagina, prima pagină, asta e prima pagină, a doua și a treia. L-avem inclus și pe Lord Beerus, care e zeul zeilor, distrugătorul distrugătorilor. Hai să ne facem și cu el. O să ne spawneze. Uitați. Așa, bun. Ce dă din coada al dracu. Hai să urcăm sus. Zeu distrugerii. Pentru că, da, Lord Beerus numai dacă se scobește nas explodează universul. Unde e aia? Aha, uite-o. Este văzut și ca un villain, dar și ca un good guy. Până la urmă. Pentru că el e un fel de... are o parte și negativă și bună. Beerus e foarte interesant la el faptul că... Ce e asta? M-am prins. Destructivă? Ia să vedem. Asta cred că e doar o anumită bucată din... Ok. Stai, unde e targetul nostru? Uite. Era mișto de putea să facă două de alea. Oh! Ok.
Ok, ca orice... Ce e asta? Kamehame? Oh my god! Oh my god! Am uitat! Chestia asta distruge universul... Chestia asta distruge jumătate de pământ. Mama mia! La fel... Ok, și acum ar trebui să apară ceva? Ok, cred că are bug pe chestia asta. Yep, are un bug. Ia să vedem asta. Îl lăsăm să se mărească. Deci e același impuls ca la Freeza. Oare s-a mărit destul? Știu că trebuie să se facă cam cât o minge, teoretic. Da, cred că s-a mărit. Oh! Opa! Am scăpat mingea bunii! E... Unde-i Pocu? Ca Poc! Morții mână. E nașpa când stai pe un scaun de gen. Ah, da, 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 uite, 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 uite. Asta e pila aia de foc care o avea el. Oleu, oleu, tătică, ce mare se face. Ah, asta trebuie să fie un fel de... Nu dau seama ce e. Oh, shit! Ce dracu' e asta? Ah. Ok, și chestia asta cred că ar fi trebuit... Ah? What the fuck? Ah. Ok, nu m-am prins. Da, deci e o rază la fel ca la Cell. Stai, în afară de asta. Putem să verificăm formele. Ah, nu are nicio formă, Berus. Adică da, deci ar avea forme. Dacă era form, dacă avea o formă, Berus era indestructibil. Că și așa are un level, power level destul de mare. Între cei mai mari și ai dracului. Da, unele caractere au bug-uri. Bug-uri vizuale. Ca să știți. Bine, cel puțin la mine. Chestia asta are bug-uri vizuale. Hai să ne ducem cu Cell. V-am arătat cu Goku, cu Berus. Acum vreau să vă arăt cu Cell. Cell, de asemenea, și el este un villain foarte cunoscut în Dragon Balls. Nu mai spunem că Gohan, când timp era el copil, l-a exterminat pe Cell ca pe o jucărie, s-a jucat teoretic cu el. Cum a, ce face? Ia să vedem. Targetul ăsta. Ce? Ce e ăsta? Fuck. Cam... S
Cell a fost considerat ca fiind villainul perfect al lui Goku. Iar acest caracter mai are Destruction Disc. Necesită mai multă energie pentru Destruction Disc-ul, care trebuie să aibă un anumit target. Vedeți? Destruction Disc! Asta puteți să-l mutați cum vreți voi. Puteți să fie așa, așa, cum vreți. Aie! N-a ajuns încă! Ce slow e! În sfârșit, acum o lovit țintă. Și acum, hai să trecem în Perfect Cell. Perfect Cell este un hibrid, ca să știți. E un hibrid care teoretic copiază elementele din care au toți. Oh, destul de destructivă chestia asta. Opa. Da, la Kamehameha cam ia mult. Oi, dă pula mea, frate. Avem Destruction Disco și acum... Singurul villain care poate să-i fac, poate să-i copieze mișcarea lui Piccolo. Destruction... Nu, nu era... Special Beam... Kenon! Pa. Și teoretic, raza asta nimicește, teoretic, din prima. Acum, hai să alegem un alt caracter. Avem mai multe aici. Freeza, hai să alegem și ăștia mai good guys, de fel. Asta are bug și vizual și tot. E un bug foarte nașpa. Avem aici Freeza, avem hai și cu Tien. Să nu fie, să nu zicem că nu e băgat și el în chestia asta. Ne-am spawnat, bineînțeles, avem targetul în față. Și primul target avem. Pizda mătii, nu trebuie să fac asta. Așa. Vă voi arăta niște chestii, fac așa, puteți să... O, da, e human, am uitat. El nu are un anumit chi, e un human. Are potență foarte mare, cel puțin. Donnering! Oh. Puterea excesivă, da. Am uitat de această... Solar Flash!
Nu putem să ne trans... Oh, ba da, ne-am transformat. Asta e teoretic mărirea de putere a lui... Oh, 98.000! Wow! Ok. Lipsesc niște caractere aici. Chanzu. Hai să vedem. Goten. Gohan. Pardon. Gohan. Asta, frate. N-al Kamehame? Kamehameha! Ok, am înțeles. Deci are un... Kamehameha! Ok. Am cam mâncat puțin ăla. Ups, tot am dus. Chestia aia s-a dus. Puterea lui Gohan când l-a exterminat pe Perfect Cell. Oh, da. De fapt e Krill, e Goten, pardon, e Goten. Aoleu, doamne încurcă-ți la fel, mă. Doamne feri. Acum cu Gohan. Gohan, de așa fel natură și el are o putere destul de mare. Îți dai seama? Gohan îl are mai altfel ca Mehame. Asta e tehnica lui. Necesită. Și acum hai să transformare. Super Saiyan. A, nu, asta e la fel. Forță destul de uriașă pentru un copil. Și acum un Super Saiyan. What the fuck is this? Oh, da, acel Kamehame într-o singură mână. Very efectiv. Mama mia, bă, deci nu cred, bă, cum se vede.
Rad, Piccolo, ok. What the fuck is this? Stai, e... Oha? What? Oh. Da, nu e foarte diferit. Asta vreau să văd cum e. E Super Saiyan 5? Că felul în fel e Super Saiyan 4? Bine, ăsta numai Super Saiyan 4 nu prea e. În fine, hai să mai vedem cu un alt caracter. Freeza sau Barlock. Vreau să văd ce-i de capul lui. Barlock Super Saiyan. De ce nu? Ok. Kamehameha? Cumva? Yup, Kamehameha. Iar în Super Saiyan... Ok, arată bine. E un Super Saiyan mai diferit un pic. Și... Goku când era copil. Yep. N-avem niciun pic de transformare, e Goku din Dragon Ball. Efectiv. Am înțeles, am înțeles ce era aia. Nu pricepeam. Și un ultim caracter... care... Da, mi se cam oprește sângele, o leacă, da, mi-i pai. Metacolor. Care, da, pe Metacolor se pare că avem bug, așa că ne schimbăm în Cooler. Hai la Cooler, hai da. Bun, perfect, avem Cooler. Ok. Fratele, Freeza. Bun. Ok, se pare că...
Da, el află. Oh! Deci Metacooler nu se poate transforma înapoi, deci ok, nu e nicio problemă. Așa, și hai să mai dau un bonus. Un mic bonus. Doar unul micuț, pentru că da. O să încercăm cu Frieza, The Saiyan Warriors. Ok, Prince of Obsidian. Hai da, hai da, jocule, Doamne feri, bă, calculatorul ăsta din brânză topită. Hai da, bă! S-a blocat. Să mor tu! Pizda mătii de calculator. Uite, bă, frate, bă, fix când filmez, bă, ce pula mea ai, mă, tu, la ora asta? Îți scurg ușii. Hai da. Deci când se trezește el, așa face. Obișnuiți. N-am înțeles niciodată de ce ce încarcă. Da. Cam atâta.